Ieri trebuia să merg în emisiune la Alexandra Păcuraru, la Realitatea Plus. Întâlnirea fusese hotărâtă cu câteva zile înainte, dar ieri, cu o oră jumate înainte de începerea emisiunii, am fost sunat ca să fiu întrebat în ce măsură sunt sau nu vaccinat, pentru că cei nevaccinați nu mai au voie să intre în studio alături de Alexandra Păcuraru. Când am auzit acest lucru, firește că le-am zis că nu sunt vaccinat și că n-am de gând să mă vaccinez și că, într-un fel, mă așteptam. Nu chiar atât de repede, tocmai de aceea vestea, într-un fel, m-a trăznit în moalele capului, dar în același timp m-a încântat, m-a trăznit în moalele capului pentru că discriminarea a venit prea brusc și este de-abia început. Și în același timp m-a încântat pentru că mi-a adeverit ceea ce spuneam de săptămâni întregi, și anume că tirania sub pretext de COVID și numele sănătății colective, tirania aceasta deja intră în vigoare. V-am zis tot timpul noi, cei de la OR, că nu suntem împotriva ideii vaccinării, ci împotriva acestui caracter imperios obligatoriu al vaccinării. Caracter pe care astăzi îl întâlnim sub forma acestei patalamale de segregare medicală, care este certificatul verde. Acest certificat verde, încetul cu încetul, ne va fi impus fie prin amenințare și șantaj, fie prin momire, prin cumpărare. Și fiecare dintre voi, mai devreme sau mai târziu, în fața conștiinței voastre, în măsura în care nu v-ați vaccinat, va trebui să vedeți până unde puteți suporta această constrângere, această coerciție, venind dinspre mass media, dinspre autorități și dinspre șefii voștri la locul vostru de muncă. Vă vaccinați în măsura în care vă respectați liberul arbitru și în măsura în care o faceți în cunoștință de cauză, fiind încredințați că, făcându-vă vaccinul, vă va sluji sănătății. Asta este poziția politică a Orului. Din punct de vedere medical, și am ies în afara politicii, vă spun că am toate îndoielile în privința acestui vaccin din următoarele motive. Orice om când face un vaccin se așteaptă să capete imunitate. Dacă nu pentru toată viața, adică o imunitate activă de tip viager, măcar pentru câțiva ani. Ori la ce asistăm noi astăzi? Astăzi omul care face vaccin constată nu doar că nu a neutralizat virusul cu ajutorul anticorpilor pe care i-a căpătat în urma vaccinării, dar în plus, la rândul lui, poate transmite virusul mai departe și, culmea culmilor, poate la rândul lui se îmbolnăvească. Un vaccin pe care îl faci pentru ca să nu capeți imunitate, pentru ca să transmiți mai departe virusul, ca să îmbolnăvești pe alții, cum spun ei, și în plus te îmbolnăvești tu însuți, un asemenea vaccin este un pseudovaccin. Tocmai de aceea privesc cu toată mefiența aceste variante, metamorfoze de vaccinuri pe care autoritățile vor să ni le bage pe gât. În ultima vreme l-ați auzit pe președintele Iohannis vorbind despre restricțiile draconice pe care trebuie să le introducem ca să oprim ce? Transmiterea comunitară a virusului. Dragilor, într-un an jumătate de epidemie, virusul s-a transmis comunitar peste tot. Asta înseamnă că el acum este prezent pretutindeni și în camera asta și în cea în care vă aflați voi acum când mă ascultați. Virusul este ubicuitar. Fiind ubicuitar, nu te mai poți apăra de el prin restricții de circulație și prin interdicția de a intra în restaurante sau în studiouri de televiziune dacă nu te-ai vaccinat. Acum, tocmai pentru că am intrat cu toți în contact cu el, avem o imunitate de tip activ, pe care autoritățile nu o recunosc. De ce? Pentru că au o agendă în virtutea căreia trebuie să ne vaccineze pe toți, pentru că așa au primit ei poruncă. Au intrat într-o transă, parcă sunt posedați de un demon al vaccinării. Nu știu ce se întâmplă cu ei, nu mai știu altceva de spus, de făcut, decât să vorbească zi de zi de vaccinări. Și în fine, ultimul motiv pentru care nu am încredere în această epopee a pseudovaccinurilor este că deja ni se anticipează următoarele valuri de COVID. De unde Dumnezeu știu ei când va fi vârful celui de-al patrulea val? De unde? De unde vor ști ei când va veni al cincilea, al șaselea val? Nu vedeți că tulpinile acestui virus se multiplică, se înmulțesc după cum le dictează capriciul politic al celor care ne conduc?
ei la rândul lui influențând prin bani, prin foarte mulți bani dați trusturilor de presă, gazetarii, oamenii pe care îi vedeți la televizor sau pe site-urile de știri, sunt oameni care au făcut avere în ultimul an și jumătate, în acest timp în care noi am fost supuși acestor coerciții și în același timp am fost arătați cu degetul cum că noi suntem cei vinovați pentru situația dramatică sanitară în care am ajuns. Iată motivele pentru care nu am încredere, mai ales în oamenii care vorbesc despre vaccin ca despre ultima soluție. Singura soluție autentică, adevărată în fața pandemiei este imunizarea activă. Și credeți-mă că toți am intrat în contact cu virusul deja după un an jumate. Și atunci noi avem o imunitate cu ajutorul căreia putem întâmpina și putem ieși teferi din această boală. Dacă murim, murim este pentru că avem cu totul alte boli mult mai grave decât această gripă, până la urmă provocată de COVID.